România este într-o situație critică fără precedent, atât din punct de vedere economic cât și sanitar. Din păcate, conducătorii acestei țări nu fac altceva decât să condamne și mai mulți cetățenii români la sărăcie. Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare spunând că avem nevoie de Dumnezeu creșterea vârstei de pensionare, liberalizarea pieței la energia electrică, scumpirea prețurilor la gaze combustibil și la alimentele de bază, blocarea majorării salariului minim, dar și incendiile în secțiile ATI ne fac să credem că România este sufocată de neputință și se află într o situație critică. Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, a tras un semnal de alarmă pe pagina sa de socializare, fiind dezamăgit de situația în care se află țara noastră, sub conducerea celor mai incompetenți guvernanți. Avem nevoie de Dumnezeu, mai mult ca oricând. E timpul să ne întoarcem cu fața spre credință. Trăim într-o țară în care însuși conducătorii ei o condamnă la ură și la sărăcie. Când plantezi zi de zi semințele dezbinării, ce fructe te aștepți să culegi? Nu înțeleg de ce ne mirăm că Că astăzi ne aflăm pe marginea prăpastii. Traseul era predictibil pentru un om care gândește. Numai guvernanții, orbiții de putere n-au văzut. Și vine președintele României, care de opt ani face și desface să ne spună că trăim pe o navă eșuată, rușinos. Sărăcie, umilință și durere. Aceste lucruri caracterizează țara noastră sub conducerea actualei guvernări. România traversează cea mai mare criză sanitară din ultimii 10 de ani, iar românii ard în spitale. Oamenii sunt speriați și trăiesc cu o adevărată dramă, văzând cum țara natală este distrusă de la o zi la alta.